Colegul meu, Paul Ciurar, corespondentul Antena 3 în zonă, vine cu mai multe informații despre întreaga desfășurare. Paul, bună ziua! Bun găsit! Este vorba de un tânăr de 28 de ani din localitatea Bogdănești, care se afla în proximitatea frontierei cu Republica Moldova, în localitatea Santa Mare, mai precis. Acolo a fost oprit în trafic de către o patrulă de la sectorul Poliției de Frontieră Românești. Însă tânărul a refuzat să se conformeze semnalul agenților și a încercat să lovească pe polițiștii de frontieră. Practic, când a văzut că agenții făceau semn să oprească, acesta a accelerat și chiar l-a lovit ușor pe unul dintre agenții Poliției de Frontieră. Încercând să fugă, polițiștii de frontieră au executat mai multe bucuri de armă, 12 bucuri de armă, mai bine spus. Prima dată a fost tomat în plan vertical, după care s-a tras în plan orizontal, iar un glonț l-a lovit pe contrabandist la nivelul capului. Imediat la fața locului a fost solicitată o ambulanță care a venit și l-a apelat pe tânărul de 21. A ajuns în stare foarte gravă la spital, iar acum este la un spital din Iași, unde a fost operat. Mașina a fost în momentul de față sigilată de către polițiști. Mulțumesc foarte mult, Paul. Vom reveni cu mai multe informații.